pentru mine este mult. E bine să fie asigurat atunci când ajunge la spital. Păi da, era bine după forma care era. Părerea mea. Dar e bine să fie asigurat o persoană atunci când ajunge. E normal. Normal, este bine să fie asigurat. Pentru cei care n-au, David, îi întrebați dacă au bani cu ce să asiguri. V-ați încheia un contract de asigurare de sănătate? Deocamdată nu. Poate mai târziu, dar acum nu. De ce? Deși nu sunt bani. Asta e. Banii puțini. O parte din vasluieni au înțeles că odată cu informatizarea sistemului de verificare a calității de asigurat și înăsprirea condițiilor acordării serviciilor medicale, trebuie să-și plătească contribuțiile către stat. Așa că, din puținul lor, și-au rupt și au încheiat o astfel de asigurare. Până la această dată avem încheiate 724 de contracte, din care cele mai multe persoane fără venit, 525, persoane fizice autorizate, 138, agricultori 41 și alți liberi profesioniști 20 de persoane. În aceste condiții, persoanele care se asigură beneficiază de pachetul de servicii de bază din sistemul de sănătate. Începând din iulie, contractele de asigurări de sănătate vor fi gestionate de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui.